Versurile acestei cântări se constituie într-o introducere la subiect. Domnul Dumnezeu Atotputernic va rămâne același neschimbat, temeluia Lui e adevărul și cuvântul Lui e încercat. Vom vorbi astăzi despre adevăr și despre tradiție, așa cum este arătat în mod deosebit în Evanghelii, pentru că în viața Domnului Iisus avem lumina cea mai clară, dar vom privi totodată la ceea ce a fost până atunci, la ceea ce a urmat. Adevărul, în mod absolut, este ceea ce spune Dumnezeu, pentru că El este desăvârșit. Există și adevăruri relative, de exemplu în domeniile științei, însă adesea trebuie reconfirmate și modificate într-un fel sau altul, oricum sunt parțiale și uneori chiar eronate. Însă în plan religios avem de-a face în mod foarte frecvent cu tradiția, un cuvânt de origine latină, ceea ce înseamnă transmitere, în mod deosebit, transmitere pe cale orală în prima fază, apoi poate să ia și o formă scrisă. Problema tradiției în plan religios este mai complicată în sensul că unele biserici, în mod deosebit cele așa zis tradiționale, biserica ortodoxă și cea catolică, pretind că au dreptul să amendeze, să adauge la cuvântul Scripturilor, considerând că prin sinoadele ecumenice, adică prin acele sfaturi ale liderilor bisericii din vremea aceea, s-au primit noi descoperiri de la Dumnezeu. Mai târziu, în Biserica Catolică, de exemplu, s-a considerat că atunci când Papa vorbește ex-catedra, adică în timpul slujirii sale, ceea ce spune este infailibil. Și cum oricine încearcă să-și găsească un suport legal și o acoperire, așa se încearcă și în plan religios să se susțină cu Scriptura tradiția. Să citim câteva versete pe care le folosesc cei care vor să se apere. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 13, cuvintele Domnului Iisus, care a zis astfel: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. E drept că Domnul aici vorbea despre lucrurile viitoare, adică despre cele ce încă nu erau scrise sau despre cele care priveau problemele particulare ale unor credincioși, dar noi, fără Duhul Sfânt, nu putem să pretindem dreptul de a vorbi un adevăr. Știți că atunci când s-a unit la Ierusalim, potrivit celor scrise în Fapte 15, apostolii și prezbiterii, hotărârea lor a început cu cuvintele: ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Și fără Duhul Sfânt oamenii nu au autoritate, nu dețin adevăruri ascunse. Nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Corinteni 2, decât Duhul lui Dumnezeu. Unul din versete este tot din Ioan, capitolul 20, versetul 30, unde citim: Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Pe acest motiv se adaugă și alte scrieri, de exemplu în care se povestește despre minuni pe care le-a făcut Domnul Hristos în copilăria sa, sau și despre diferite acțiuni și lucrări ale apostolilor sau puse pe seama lor, cum de exemplu există Evanghelia și altor apostoli sau ucenici în scrierile necanonice, adică neacceptate ca și adevăr biblic fundamental. Și un alt verset este 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 15. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și cei care susțin tradiția spun că această primă formă de exprimare, prin viu grai, aici nu e vorba de Biblie, ci e vorba de tradiție. Dar să fim drepți. Apostolul Pavel le-a vorbit tesaloniceni despre tot ceea ce el le-a predicat, dar el le-a predicat din Scriptură. Și pe lângă tot ce i-a învățat el când a fost la ei, le-a trimis ulterior epistola. Deci sub nicio formă nu se poate substitui epistola întregii Biblii și învățătura apostolului Pavel nu poate fi amestecată cu tradiția. Trebuie să privim la Domnul Hristos ca și la etalonul desăvârșit, pe El să-L urmăm și să ne gândim că El a avut menirea să despovăreze Scripturile Vechiului Testament de toată tradiția care s-a adăugat între timp. În mod deosebit, după robia babiloniană, când evreii n-au avut templu, s-au fundamentat pe scrierile sfinte și au apărut mai multe comentarii pe care ei le puneau pe aceeași treaptă cu revelația Vechiului Testament. Însă, din nefericire, istoria se repetă. Greșeala evreilor au făcut-o creștinii. După ce s-a completat Biblia, imediat au apărut scrierile părinților apostolici, ale apologeților, ale așa numitor părinți ai bisericii, timpurii, târzii, așa încât în Biserica Ortodoxă, până aproximativ în secolul VIII, s-a tot adăugat la tradiție, iar în Biserica Apuseană, până recent, aici fiind și una dintre diferențele dintre ortodoxi și catolici, ortodoxii spun că ei sunt mai autentici în sensul că de sute de ani nu și-au mai modificat credința, a rămas la ce a fost în primele secole. Dar cu aceasta se contrazic în mod flagrant, pentru că n-au rămas la ceea ce au scris apostolii. Să ne amintim cu ce sentință se încheie cartea Apocalipsei, cine va adăuga să-i fie adăugate urgiile, cine va scoate să-i fie scos dreptul de la pomul vieții. Iar cât despre catolici, ei, punându-l pe Papa în autoritate supremă, pot pretinde oricând că vorbesc din partea lui Dumnezeu și pot să schimbe tot ceea ce le place. Lângă aceste aspecte tradiționale religioase s-au adăugat și alte aspecte legate de evenimente din viața oamenilor, de la naștere până la mormântare, sau legat de ciclurile anotimpurilor. Și cum știți, există o droaie de obiceiuri. Este bine ca, dacă am ajuns să cunoaștem adevărul, să putem să ne disociem de toate aceste învățături omenești, sau cel puțin să nu confundăm adevărurile sfinte și să nu le dăm valoare, pentru că ceea ce vine de la Dumnezeu din cer este desăvârșit, ceea ce au gândit oamenii este relativ. Să privim așadar la Domnul Hristos, la felul în care El a vorbit despre adevăr și chiar mai mult, El a venit să împlinească ceea ce a fost scris, să completeze Scripturile, să fie El însuși un împlinitor a ceea ce s-a spus și un factor de profundă siguranță a tot ceea ce urma să se împlinească. Să citim din Evanghelia după Matei, capitolul 5, despre cât de mult a ținut Domnul Iisus Hristos la ceea ce a fost scris. Pentru că aici este o luptă a diavolului în vremea noastră, să luăm ce ne place, să le lăsăm pe celelalte deoparte, să spunem că așa este la noi, când mergem în altă parte să ne dăm după alții. Trebuie să ne fie clar ceea ce este adevăr biblic și ceea ce este împrumutat, adăugat ulterior. Evanghelia după Matei, capitolul 5, citim așadar despre Domnul Hristos și atitudinea sa față de Scripturi. El a predicat Scriptura și a cerut să fie împlinită, arătându-i valoarea supremă, Matei 5, de la versetul 17. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se întâmple toate lucrurile. Și iată o avertizare. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și învăța pe oamenii așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Din aceeași Evanghelie, capitolul 23, citim despre cuvintele adresate învățătorilor legii de atunci, celor care adăugaseră multă tradiție la adevărul Scripturilor. 23:1, atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor, a zis: cărturare și farisei șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care le vă spune să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după fapt lor să nu faceți, căci îi zic, dar nu fac. Și în continuare, aproape în întreg capitolul, Domnul vorbește despre răstălmăcirile la care ei au apelat, dând la o parte adevărul Scripturii și chiar mai grav, călcându-l în picioare. Așadar, Domnul a venit să reafirme adevărul și să-l trăiască, dându-se exemplu pentru noi. Slăvit să-i fie numele! Domnul a arătat conținutul mesianic al Scripturilor, pentru că Scriptura nu este doar o carte ca și o normă de care trebuie să ținem cont. În primul rând, Scriptura este cartea mântuirii noastre. Noi suntem legați de Scriptură ca de viață. De aceea orice om care nu iubește Scriptura, mă gândesc ce crede el despre mântuirea lui, sau chiar dacă este el mântuit, sau dacă va rămâne mântuit. Citim din Luca 24 tot cuvintele Domnului Hristos, vorbind despre această sfântă carte, de la versetul 25. Atunci Iisus le-a zis: o, nepricepuților și zăbafnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus proroci. Iată ce greu este crezută Scriptura. Și adesea tradiții și obiceiuri sunt acceptate fără să fie gândite. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, să intre în slava sa? Și a început de la Moise, deci din Genesa, și de la toți prorocii, și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Și în timp ce le deschidea ochii, ei l-au cunoscut, dar totodată scrie aici că le ardea inima în ei când le vorbea, că de fapt Domnul le deschidea mintea să priceapă. Să ne rugăm și noi să putem înțelege. Scrie tot aici, de la versetul 44, apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise și în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Deci Scriptura este cartea vieții noastre, a mântuirii, cartea istoriei omului. Nu-i doar o carte pe care o citim așa ca să facem slujbă. Este cartea de profund interes, cum spunea Domnul și scrie în Ioan 5, că Scripturile mărturisesc despre el și prin Scriptură dobândim viața veșnică. Ba chiar mai mult, Domnul Hristos a fost legat într-un mod total de Scriptură. El a fost cuvântul făcut trup, un cuvânt înțeles eu înțeleg prin aceasta, și un cuvânt trăit, un adevăr. El a mărturisit despre sine: eu sunt calea, adevărul și viața, adică tot ceea ce gândea și vorbea Domnul Hristos era adevăr pur. Autoritate divină în materie. De aceea să prețuim toată Scriptura, dar când citim cuvintele Domnului Hristos, de exemplu, sunt unele traduceri în care cuvintele Domnului Iisus sunt scrise cu majuscule sau cu altă culoare, pentru ca oamenii să înțeleagă valoarea acestor spuse. Știți că Domnul a afirmat foarte clar, n-a vorbit niciun cuvânt de la sine însuși, Domnul a venit să completeze Scriptura. Citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 1, să înțelegem cine a fost El și ce valoare a avut în raport cu adevărul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, lucruri grele de înțeles. Filozofii s-au zbătut pe marginea acestor cuvinte să le înțeleagă. Să citim tot de aici versetul 16 și 17, pentru a vedea că în mod treptat, în măsura în care ne apropiem de Dumnezeu, suntem sinceri, le vom înțelege, chiar dacă nu suntem filozofi. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Adică Domnul a venit să ne ajute să înțelegem și să le pricepem pe toate, după ce El, ca om, într-o natură asemănătoare cu a noastră, le-a experimentat. De aceea scrie și în Evrei, capitolul 1, atât de clar despre supremația Domnului Hristos în raport cu cuvântul, cu adevărul, cu ceea ce trebuie noi să înțelegem. Evrei 1:1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitorul a tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Și numai că ne-a vorbit, deci privind la Domnul Hristos suntem schimbați, observând viața Lui, gândirea Lui, Duhul Lui vine peste noi. Scrie în versetul 3, El care este oglindirea slavei și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, slăvit să fie Domnul. Așadar, Domnul a împlinit Scripturile de până la El, potrivit cu orarul planului Dumnezeu, le-a completat, a dat învățăturile sfinte apostolilor. De aceea nu putem sub nicio formă să acceptăm tradiții târzii. Domnul ce a avut de spus, le-a spus apostolilor, iar cei n-au putut îi purta, a trimis pe Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii ca să îi învețe și în mod deosebit apostolul Pavel a primit menirea de la Dumnezeu ca să completeze acest cuvânt și rămânem la ceea ce este scris, nu mai putem să adăugăm altceva. Iată ce spuneau apostolii 1 Ioan, capitolul 1, drept dovadă că adevărul curat se limitează la Sfânta Carte, 1:1. Și era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea. Și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ucenicii au fost încredințați că tot ceea ce aveau de înțeles le-a fost dat. Iar apostolul Pavel scrie la rândul lui, citim din Coloseni, capitolul 1, de la versetul 24, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi în trupul meu și împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul Lui care este biserica. Și acum ascultați. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care am primit-o de la Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. El scrie și în Galateni 1 că Evanghelia primită de El nu-i de o bârșie omenească. Iar când scrie pe cina Domnului, zice, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Poate mai puțin vom fi noi afectați de tradițiile din Biserica Ortodoxă, de exemplu. Deși cu unele am trecut pragul la noi. Dar sunt fel și fel de oameni, așa cum scrie tot Pavel în Galateni 1, care vor să răstoarne Evanghelia. Fie să scoată, fie să adauge, fie să interpreteze greșit. Și noi trebuie să ne ținem bine, să nu pierdem rodul moștenirii noastre, să nu fim îndepărtați de lucrurile pe care le-am auzit, cum scrie în Evrei, capitolul 2. Să nu fim duși într-o parte sau alta. De aceea nu mai avem nevoie de descoperiri suplimentare cu privire la adevărurile sfinte, Descoperirile care sunt date prin Duhul Sfânt privesc doar bunul mers al lucrării din biserică, planurile care le are Dumnezeu pentru noi ca și oameni, ca familii, ca și evangelizare. Dar nu mai pot să fie date adevăruri noi care să schimbe Apocalipsa, de exemplu. Am auzit după aceea, bine că n-am fost la curent, oricum nu aș fi băgat în seamă, că un anume păstor din Statele Unite a spus că se sfârșește lumea. Apoi când a trecut ziua aceea, așa cum au făcut și alții la rândul lor, spunea, nu atunci s-a sfârșit, atunci numai mi-a spus mie Dumnezeu ceva și se sfârșește la o altă dată, mai târziu. Adesea oamenii sunt doritori de ceva nou și diavolul beneficiază, se folosește de curiozitatea noastră, așa cum spuneau cei din Atena, dornici să audă ceva nou. Pe când apostolul spunea, noi vă vestim ceva nou, dar de fapt e porunca veche, un adevăr veșnic, dar sfânt. Doamne, ajută-ne să-l credem ca atare. În ce privește viața și gândirea Domnului Hristos, în acțiuni practice, referitor la obiceiuri sfinte, să nu confundăm acestea cu tradiția, citim că Domnul avea un loc anumit unde se ruga, participa cu regularitate la slujbele din sabat, cu siguranță postea, așa cum este și scris, însă toate aceste practici ale Domnului Hristos și lăsate apoi ucenicilor săi, sunt diferite de ritualurile Vechiului Testament, care au fost doar umbra bunurilor viitoare. Și aici a fost impactul cel mare în viața religioasă a poporului evreu. Nu vine de la Dumnezeu că nu păzește sabatul. Domnul păzea sabatul, dar nu respecta modificările, adăugirile lor. Domnul a împlinit legea, cum El a spus și am citit din Matei 5, dar ei spuneau că n-a împlinit-o, pentru că se gândeau la foarte multe tradiții ale lor. Deci este normal să avem anumite obiceiuri, luând chiar exemplul Domnului Isus. Dar vă dau două exemple ca să înțelegeți diferența dintre un obicei cu viață și o tradiție care este și ea un obicei, dar de regulă fără viață. Se spune că un om se scula în fiecare dimineață la o oră foarte devreme și făcuse din aceasta un cult al său, ca și fariseul. Nimeni nu se mai scoală ca mine. Și dacă s-ar fi sculat altul la ora aceea, el s-ar fi sculat cu 15 minute mai repede, să fie el cel dintâi și ca el nimeni altul. Și într-o noapte, orică nu s-a pus ceas să sune, orică a fost prea obosit și nu l-a auzit, se spune că l-a trezit un înger. Și a zis, fă-ți rugăciunea. Ce o să zică Dumnezeu dacă răsare soarele și tu nu ți-ai făcut slujba? Și până la urmă a avut o lumină de la Domnul, s-a îndurat de el și a înțeles că era un duh rău care îl trezise. A rămas șocat și a intrat să studieze problema, să apropie de Dumnezeu. De ce diavolul a vrut să-l scoale? Să se roage. Și apoi a aflat că dacă el nu s-ar fi sculat, Dumnezeu l-ar fi cercetat cu un gând de pocăință, să nu se mai laude că el e mai grozav decât alții, și că face ceva cu totul și cu totul deosebit dacă el se scoală la ora aceea. Și demonii, parcă în cunoștință de toată situația, ar fi preferat să-l știe pe el ca unul care se laudă, care respectă toate canoanele și că el nu este altul. Spre deosebire de acest caz, vă dau altul. Se spune că un om care nu știa prea multe, cu puțină școală, n-au zis de mult despre Domnul, dar întotdeauna în pauza lui de masă se retrăgea într-un anumit loc și spunea Domnului câte cuvinte știa el. Și aștepta cu bucurie să vină ora aceea. Nu se plictisea, deși nu știa multe cuvinte, dar le spunea din inimă. S-a întâmplat că după un timp s-a îmbolnăvit, a ajuns în spital, dar fiind un om necăjit, nu l-a vizitat nimeni multă vreme și într-o zi îl întreabă o asistentă, chiar n-aveți pe nimeni să vină la dumneavoastră, cum vin și la alții. Sau cel puțin a încercat să-l consoleze, să nu fie mâhnit din această pricină. Și l-a zis, dar nu-i problemă, eu în fiecare zi sunt vizitat și la aceeași oră. La mine vine cineva, mă privește cu drag și eu sunt mângâiat. Și a mărturisit apoi că acele cuvinte pe care le rostea el, printre altele rugăciunea lui Doamne, sunt aici. Au fost auzite apoi la spital, rostite probabil de un sol al Domnului, care i-a zis, sunt aici. În ambele cazuri era rugăciune la aceeași oră, dar sub o altă formă. Dumnezeu ne așteaptă de dimineață, vrea să nu lipsim de la adunare, dar să nu facem asta în mod formal, ci să o facem cu inimă. Îmi spunea un frate că și-a dorit mult în copilărie, apoi în adolescență, să vadă și el un înger. Și zicea el, m-am rugat. Și într-o zi mi-a arătat Domnul doi îngeri pe malul unei ape, așa frumoși erau. I-am văzut, mi s-a cristalizat imaginea în minte și au dispărut. Și zicea el, acum am 70 de ani, alții n-am mai văzut. Dar mi este clar că ei sunt tot timpul pe aici cu noi. Să ne ajute Domnul să-i slujim cu inimă, să fim niște închinători adevărați, care nu facem toate acestea în văzul lumii sau din obișnuință obositoare, ci cu drag. De aceea Domnul Hristos a diferit categoric de cei din vremea sa și i-a mustrat și i-a învățat pe oameni cum se cuvine. Citim din Matei 6 despre practicile religioase cotidiene. Versetul 1, luați seama să nu vă îndepliniți de pihnirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Almintea nu veți avea răsplată Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe. Apoi, versetul 5, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii care le place să se roage stând în picioare, sinagogi, la colțurile uliților, ci tu când te rogi, intră în odăița ta în cuiușa și roagă Tatălui tău care este ascuns și Tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti. Aceeași învățătură și cu referul la zilele de post scrie de la versetul 16. Deci ceva practic, dar nu într-un mod care să devină mecanic. Să ne amintim de modul în care Domnul a instituit cina, cea de taină, foarte simbolic, dar simplu. Nu-i deloc complicat această procesiune. Să ne trebuiască niște haine speciale, amenajări deosebite, într-un mod foarte simplu. Doamne, ajută-ne să înțelegem adevărul pur, care nu este deloc complicat, mult mai simplu decât în Vechiul Testament, unde oamenii erau nevârstnici, dar acum, odată ce a venit adevărul, s-a descoperit, slujbele devin efectiv foarte simple, nu simpliste, în sensul să le tratăm cu nebăgare de seamă, dar simplu. Ne putem ruga în orice loc, unde sunt 2 sau 3, închinarea este în duh și în adevăr, dar ce este important în viața Domnului Iisus și a ușericilor săi, prezența lui Dumnezeu și exercitarea puterii sale. Vă dau doar un exemplu, Matei 21. După așa ceva trebuie să tânjim, nu după teatralizare, după imagini care să dea impresia că suntem într-adevăr evlavioși, nu după forme, ci după evlavia în sine. Matei 21, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, spune Scriptura aici că oamenii s-au adunat în mod spontan, au început să strige fără repetiții, cum le dicta inima. Versetul 9, Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Farisei au fost deranjați de aceasta. S-au adăugat și copiii. Deci, iată o participare a tuturor categoriilor de vârstă, a tuturor categoriilor sociale sau de orice altă natură și clasificare ar putea să fie. Scrie în versetul 16 cuvintele Domnului Iisus: oare n-aș ști niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude și din gura pruncilor. Și lăsându-o ești afară din cetate, s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Existau procesiuni mult mai complicate decât cerea legea Vechiului Testament, pentru că așa le adăugaseră ei și oamenilor în general le place. Și cred că prin asta este ceva mai impunător. S-ar da o dovadă mai puternică, o impresie. Am fost plecat zilele acestea în Ucraina și mi-am împrospătat memoria cu mărturii de ale fraților. Când nu exista libertate pentru adunări, se adunau noapte. Nu exista o slujbă regizată dinainte. Că așa cum scrie despre Pavel, doar Duhul Sfânt îi înștiința când să se adune și când să se despartă. Povestea un frate că odată au rămas peste termenul cât Duhul Sfânt le-a spus. Și pe ultimii care n-au vrut să plece, i-a și prins. Vorba aceea, nu-i chema nimeni cu clopotile. Asta valabil și încă în vremea noastră. Că la unele biserici îi cleapă cu clopote și se duc și la altele n-au clopote și se duc. Deci adevărata religie este una a inimii, foarte sinceră, nu-i legată nici de vreun munte, nici de vreo clădire, nici de obiecte sfinte. Scriptura, să o numim așa, ar fi singurul obiect sfânt, o carte de cântări și ea de valoare și elementele tainice de la cina Domnului. În rest, totul e foarte simplu. Domnul a lăsat organizare în biserică, scrie în Matei 18 despre aceasta. Și dacă cineva are o problemă, să se împace, dacă nu să mai ia pe alții, dacă nu să-l spună bisericii. Existau bătrâni ai bisericii ca și bătrânii sinagogii. Deci lucrurile sunt organizate, însă într-un mod foarte practic și foarte viu și în prezența și sub puterea lui Dumnezeu. De acestea avem noi nevoie. Oamenii sunt în stare să predice în mod bine pus la punct, după reguli homiletice, după o notă oratorică a vremii, să cânte pregătiți și să se implice în diverse procesiuni. Însă dacă nu este prezent Duhul lui Dumnezeu, nu-i decât o păcăleală de proporții mai mari. Doamne, fie prezența Ta între noi. De așa ceva avem nevoie. Ar trebui, când ne punem pe genunchi și ne rugăm sau când facem orice altă lucrare în casa Domnului, aici să ne fie gândul. Este Domnul prezent. El este, cel puțin pentru cei sinceri, dar sunt eu în duh cu ei. Sau am participat doar împreună cu ei la ceea ce se vede, iar în duh pot să fiu absent. Situație în care lipsesc din adevăratele evidențe ale lui Dumnezeu. Vreau să ne oprim acum să privim la tradiția teologică și practică umană, pentru ca nu cumva să ne surprindă Domnul că suntem îndrăgiți de forme și nu-L iubim pe El. Evreii au ajuns experți în tradiție. S-a adăugat lângă ele basme băbești și apoi s-au cununat toate cu mitologia grecilor și cu alte obiceiuri ale popoarelor migratoare. Și în final s-a ajuns la un complex religios foarte ambigu, în care adevărul este adesea învăluit în lucruri care nu sunt adevăr. Tradiția evrească s-a dezvoltat în mod deosebit în perioada intertestamentară prin comentarii ale cărților lui Moise, în mod deosebit. Un prim comentariu s-a numit Mișna, la rândul lui acest comentariu a fost comentat din nou într-un altul, Gemara, împreună formează Talmudul evreiesc. Au existat și alte învățături, midrașurile, și cărturarii a adăugat în continuu. În timpul Domnului Iisus se spunea că pentru a învăța numai tradiția legată de sabat îți trebuia mai bine de 2 ani de zile. Pentru un cărturar să se pună la punct cu ceea ce însemna sabatul. Nu-i greu de înțeles de ce până în vremea noastră bieții evrei sunt încurcați. Și dacă, de exemplu, un evreu are un angajat și a început sabatul și nu mai vede bine în casă, nu îi spune să aprindă lumina, să nu facă o lucrare. Îi spune doar că vrea să citească în Tora, dar nu mai vede bine. Multe forme prin care oamenii au încercat, zis așa, să se apropie de Dumnezeu, dar s-au încurcat în ițele lor și au ajuns să se îndepărteze de Dumnezeu. Ascultați ce vă citesc din Marcu, capitolul 7. Că să vedeți ce a întâmpinat Domnul Iisus. De altfel, acesta a fost motivul pentru care l-au și răstignit. În confruntarea, în ura lor, scrie aici de la versetul 1, farisei și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus și au văzut pe unii dintre ei prânzând cu mâinile necurate, adică nespălate. Farisei însă și toți iudeii, deci s-a încetățenit în popor, nu mănâncă fără să spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharilor, a ulcioarelor, a căldărilor, a paturilor. Se spune că în închisoare, dacă ajungea un astfel de evreu care ținea la datina bătrânilor, împărțea apa, parte pentru ritualul de spălare, nu cu scop igienic, ci strict pentru ritual și doar parte pentru a-și stâmpăra setea sau eventual pentru a fi folosită în scopuri igienice. Scrie în continuare, citesc aici de la versetul 7, degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datine așezate de oameni, precum spălarea ulcioarelor, a paharilor și faceți multe alte lucruri de acestea. Și lângă aceste tradiții aparent care îi privea pe fiecare evreu în parte, erau altele. Vom aminti imediat, prin care desfințau cuvântul lui Dumnezeu și țineau în prim plan extraordinar de mult la toate aceste obiceiuri ale lor. Dar vă rog să observați, citesc din Evanghelia după Luca, faptul că și în vremea aceea erau oameni care știau ce este adevăr biblic și respectiv ce e tradiție. Scrie în Luca 1, versetul 6, despre Zaharia și Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Nu știu în ce măsură respectau ceva din tradițiile celelalte, dar ei au pus preț pe ceea ce este scris. La fel, citim în capitolul 2 despre Iosif și Maria. Spune Scriptura, versul 21, când a venit ziua 8-a, sau apoi, versul 22, când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, cum poruncea legea. Amintiți-vă că și Domnul, când vindeca pe lepros sau pe alții, le cerea să respecte legea, ceea ce este scris. Dar în rest, Domnul a făcut în adins. Că știți ce îl acuzau? Nu sunt alte zile în care se vindecați. Dar Domnul n-a respectat obiceiile lor, pentru că El a venit să evidențieze adevărul și nici de cum să lase lucrurile amestecate. De fapt, toate aceste tradiții s-au constituit atunci și acum într-un cult, afacere a oamenilor religioși și altor comercianți aferenți. Deci crezi că oamenii țin atât de mult la tradiții? Pentru că cineva câștigă pe acest fond. De ce merge preotul cu crucea și cu iordanul? Oamenii știu că atunci se face taxa. De ce sunt atâtea procesiuni la mormântări și așa mai departe? Pentru că toate costă. Când am vizitat odată Vaticanul, mi-amintesc că tare departe a trebuit să parcăm. Pentru că în prejurul acestui loc care atrage oameni și bani, evident, sunt atâtea magazine cu obiecte bisericești. Și pe lângă prelați, trăiesc mulți comercianți. Că doar Dimitrie n-a fost preot, a fost numai argentar, dar tare a fost deranjat de noua religie, fără atâtea obiecte de cult. Să înțelegem că Domnul Hristos a venit să îndepărteze toată această încărcătură. Citim din Matei 21, a dat un exemplu concret prin acțiunea sa. Citesc de la versetul 12. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu și a dat afară pe toți ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere tâlhare. Chiar recent am fost sunat de cineva și întrebat dacă poate să vină aici să își expună niște CD-uri, să le vândă. Și am răspuns cu politețe, dar am afirmat că nu putem să facem din casa Domnului un loc de vânzare a unor bunuri religioase, pentru că există librării consacrate pentru așa ceva, dar există riscul, dacă, de exemplu, am dat voie la așa ceva, oamenii se vine să facă slujbă nu de dragul slujbei, sau și mai profund, de dragul lui Dumnezeu, și doar ca să-și prezinte marfa. Și pot să aibă, știu eu, scopuri calitabile, să se ocupe de orfani sau de penitenciare. Da, dar lucrurile acestea trebuie făcute cu tare multă grijă. Apropo de textul acesta, era un frate de ordine foarte zelos în activitatea sa, într-o biserică, și fiind de servici, până a băgat el de seamă într-o parte, a venit în partea cealaltă, cineva și întinsese masa cu toate de vânzare. Și parafrazând versetul zice, frate, adună-ți lucrurile astea până nu zbor eu porumbeii. Nu se poate așa la casa Domnului. Trebuie să înțelegem că Domnul ne vrea cu inima pentru El. Și toată această încărcătură vrea tocmai să ne fure inima. Și să ne mângâiem că am făcut ceva. Am întâlnit și printre noi, anul acesta în vizite nu, dar mai anii trecuți. Când atunci când mergeam la cineva spuneau, mi-am plătit cotizația pe anul acesta sau eu vin la biserică. Să nu rămânem la lucrurile de exterior, de formă, ci să încercăm să lăsăm pe Domnul să pătrundă în viețile noastre. Ca nu cumva să ajungem ca ucenicii care au zis, Doamne, ce pietri și ce clădiri. Și când le-a spus Domnul că va strica templul, au zis, 10 de ani s-a muncit. De altfel, templul a fost terminat de-abia cu 7 ani înainte de a fi distrus. Irod cel Mare l-a reconstituit și apoi urmașii lui, în legătură cu ceilalți preoți, au muncit pe el foarte mult, încă 30 de ani după ce Domnul s-a dat jertfă și perdeaua s-a despicat, încă au menajat pe templu. Erau procesiuni măreți. Existau peste 4.000 de camere anexe unde cazau preoții la sărbători, pentru că erau peste 20.000 de preoți care făceau slujbă. Ei s-au baricadat în ultima instanță în zona templului, crezând că Dumnezeu îi va salva. Dar n-au înțeles experimentul ce se întâmplase în Vechiul Testament, când Domnul a zis în vremea lui Ieremia: de ce vă lăudați, spuneți, templul Domnului, templul Domnului? Dumnezeu se așteaptă la altceva, nu la forme, ci la adevărata viață. Amin? Problema acestor tradiții este dată de două greșeli. În primul rând, acestea, dacă nu imediat, mai târziu, ajung în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Îl elimină. De aceea, în final, ori adevărul, ori tradiția. Că dacă tradiția ar fi conformă cu adevărul, ar fi problemă. Că am mai face ceva în plus. Vorba aceea, acum n-ajută nici nu strică. Dar nu e așa. De regulă, tradiția desfințează cuvântul lui Dumnezeu. Vă citesc din Matei 15. Cuvintele Domnului Iisus, nu părerea unui oarecare. Când din nou scrie în versetul 2 că i s-a spus: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Și Domnul le spune foarte clar, versetul 3, dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Deci datina a anulat cuvântul și dă ca exemplu porunca a 5-a, în care se cerea ca fiecare copil să aibă grijă de înaintașii săi, de părinți. Dar ei găsiseră o șarlatanie duhovnicească, cum se spune, un anume proces verbal care se întocmea și se adeverea că lucrurile sunt închinate templului și respectivul nu mai este dator să îngrijească de părinți, că nu mai sunt bunurile lui proprii. Și în final, cine câștiga din afacerea asta? Probabil că și cei de la templu, care de fapt legiferau această formă de încălcare a poruncii, și cei care și ei credeau că slujesc lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus a spus foarte clar aici, versetul 9, degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. În Matei 23 este și mai categoric cuvântul lui Dumnezeu, care adeverește foarte clar aici că toate aceste tradiții afectează cuvântul lui Dumnezeu. Hai, citim doar pe scurt versetul 16. Vai de voi, povățuitori, care ziceți, și spuneau tot greșit, cei mai mici, cei mai mari. E ca și cum să actualizezi lucrurile, dacă cineva nu-și face cruce, e mare problemă. Da, dar dacă cineva este rău, nu-i problemă. Dacă nu respectă un anumit post, să zicem, iau ca exemplu Biserica Ortodoxă, e păgân. Dar dacă după aceea le face pe toate, e drept credincios. Problemele astea ne pot atinge și pe noi. La noi, la Pentecostal, dacă zici câteva cuvinte în alte limbi, s-ar putea să fii socotit un om duhovnicesc. Dar cred că va conta foarte mult ce cuvinte spui după aceea. Sunt situații în care Duhul Sfânt părăsește pe cineva și respectivul uită să mai vorbească în alte limbi. Efectiv, îi se șterg din memorie, dar sunt și situații în care le poate ține minte și le spune ca o poezie toată viața. Fie așa într-o formă de autoînșelare, fie chiar într-o formă de hulă. Și spune Domnul Iisus aici, în continuare, citesc versetul 23, vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia, pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Deci e o trecere treptată de la adevăr la minciună. Întâi sunt scoase în evidență lucruri lipsite de importanță în defavoarea celor importante. Apoi, cu vremea, adevărul este pus la colț și chiar dat afară și diferite forme îi au locul pentru ca oamenii să trăiască într-o anumită formă de autoînșelare, crezând că ei slujesc lui Dumnezeu. O a doua greșeală, tradițiile îngroapă curăția adevărurilor sacre în simplitatea lor. Și tocmai prin aceasta oamenii sunt înșelați. Pentru că o procesiune religioasă dă impresia că e o slujbă adusă lui Dumnezeu. Dar dacă ar fi ceva simplu, atunci se vede dacă este sau nu este. În ideea asta, citesc tot din Matei 23, de la versetul 5. Toatele faptelor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filactele late, își fac poale veșmintelor cu ciucuri lungi. Și, de exemplu, când vede lumea pe un preot, dintr-o dată are o anumită imagine despre el. Dar, în fond, chiar dacă îi se spunea rabi, el era un învățător, deci vreun anume cărturar, al lucrurilor rele, vinovate. Spune aici de la versetul 13, vai de voi, cărturari și farisei, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Tocmai datorită acestor forme, acestor încărcături. Când sunt vremuri de prigoană, lucrurile se simplifică. Nu mai este timp pentru forme. Cine are curaj, practică un adevăr simplu, dar curat. Însă Dumnezeu ar vrea ca și în vremea aceasta noi să slujim cu toată inima, amin? Închei cu două afirmații. Domnul Hristos și Scriptura însăși. El se substituie cu Scriptura. Ne-a adus un adevăr absolut, întreg, care nu are nevoie de niciun amendament și să ne păzim să adăugăm lucruri chiar dacă ni s-ar părea bune. Apostolul Pavel scria, Galateni, capitolul 1, un cuvânt greu. Versetul 7. Nu doar că este o altă Evanghelie, ci sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Și cei care tulburau în cazul acela erau tocmai evrei cu tradițiile lor. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer a venit să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită ceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema, adică despărțit de Hristos. Deci cine se desparte de adevărul Bibliei se desparte de însăși Domnul. Pentru aceasta, hai să iubim Scriptura. Să ne atașăm zilnic de cititul ei, de studierea ei, să practicăm o viață de rugăciune sinceră, simplă, dar curată. Le spunem uneori la tineri, dacă aveți vreun păcat sau și familiștilor și oricui, nu slujiți în orice formă. Să nu fim farisei, de aceea vrem să practicăm mărturisiri, nu după anumită procesiune, ci simplu. Pentru că în fața lui Dumnezeu totul e gol și descoperit. Să-i slujim cu inimă curată, să fim atât de sinceri încât în ziua aceea, când vine Domnul, declarațiile noastre să poată fi aprobate de El. Și fiecare să fie admis în împărăția cerurilor, că oricum pe proprie răspundere sunt toate. Dar să nu ne înșelăm, că ne înșelăm pe noi înșine și e mai grav că înșelăm și pe alții. Când cineva apelează la tradiție, asta este o dovadă că nu-L cunoaște pe Domnul și nu are o relație cu El, ba mai mult. E un tribut pe care îl plătim firii pământești, unor oameni, anumitor instituții. Domnul vrea să fim liberi într-o slujire curată, să nu plătim tribut nici păcatului, nici oamenilor. Citesc pentru asta din Goloseni 2 în încheiere. Aici, din nou, apostolul a avut mari probleme cu oameni care nu vreau să rămână la adevărul curat pe care el îl propovăduia din partea Domnului. Coloseni 2, de la versetul 1, iată, vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Și în continuare, observați, pentru ca să le se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, să capete toate bogățiile plinătății de pricepere și să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Și Domnul Hristos s-a descoperit în cuvânt, nu în formele auxiliare din creștinism, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și apoi scrie aici, cu câteva atenționări, versetul 8, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu omăjire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Sau tot aici, versetul 16, în aceeași idee, cu același cuvânt, nimeni, dar să nu vă judece cu privire la o mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Din nou, nimeni să nu vă răpească premiul alergării, deci iată că se poate pierde mântuirea, făcându-și voia lui printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Vă spuneam că am fost plecat și frații de acolo au de-a face cu un predicator care a bântuit și în țara noastră într-o vreme, acum îi necăjește pe ei și le spune că nu-i corect botezul cum l-au făcut, că au fost aplecați pe spate. Aceea închinare greșită. Trebuie să fie botezat, lăsat așa jos, până trece apa peste el. Unde scrie în Biblie așa ceva? Alte și alte curente, legate de una, de alta, am citit niște teorii, m-a rugat cineva să-i dau răspuns referitor la cina Domnului, m-am tot mirat cum au încăput în mintea unui om. Și multe și multe, exact cum spunea Domnul, că nici nu merită amintite, numai să rămânem lângă Domnul și lângă adevărul scris. Dar pentru asta trebuie să aprofundăm Scriptura, să o îndrăgim, să avem o relație curată cu Domnul și atunci, și dacă ar veni cineva să ne amăgească, în mintea noastră există o reținere. Nu acceptăm. Pentru că Duhul ne călăuzește în tot adevărul. Altfel sunt oameni care se pricep să facă filozofie, vorba aceea să despartă firul în patru și ne spun că nu e așa și că e altfel și iau un verset de aici și unul de dincolo și le potrivesc așa, să ne dea cu ele în cap. Dar cine este sincer și se roagă, nu poate fi înșelat. De aceea, Domnul a venit și a instituit o religie foarte simplă, accesibilă oricui, orice om, prinț sau cerșitor, se poate închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Și Domnul îi descoperă Scriptura și lucrurile sfinte. Asta trebuie să se vadă atunci când trăim în viața de zi cu zi și atunci când ne adunăm aici. Nu se vadă oamenii o slujbă extraordinară, ci dimpotrivă, ceva la ceea ce pot să facă și ei parte, fără mare inițiere. Nu sunt lucruri nu știu cât de mistice, sunt lucruri pe care putem să le trăim cu toții. Doamne, dă gust pocăinței noastre. Amin.